Doamnelor și domnilor, în această dimineață a venit la noi la radio și spunem bună dimineața domnului Florin Câțu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Sper că v-ați luat și vesta antiglonț, pentru că noi aici, când vin politicienii, doar atenție, tragem cu întrebări. Am înțeles. Și e bine să fiți protejat. Este cea virtuală, protejat. Este totdeauna la mine, da. Să lămurim acel mit. Era o vesta antiglonț, nu era catalogul, cum au scris ei de pe sau internet. Laptop, sau ceva. Aș piti catalogul acolo. Da, nu, era o vesta antiglonț. Repet, nu, ce-am spus imediat după ce-am venit din Ucraina, asta a fost vestea care mi s-a dat și pe asta am folosit-o. Până la urmă, așa e protocolul, practic, acolo. Nu mă ocup eu de ce echipament avem. Asta a fost echipamentul, ăsta l-am fost. Eu aveam hanoracul și restul ale mele, dar vesta era dată de servicii. Cel mai probabil lucrurile se desfășoară într-o viteză. Ei sunt acolo foarte bine pregătiți, știu ce au de făcut. Și dar nu probabil... v-ați întrebat de ce domnul Ciolacu i-a dat un alt tip de vestă. A spus că avea, domnul Ciolacu avea o vestă asta de pescuit. Poate avea pe dedesubt. Se zice vestă de Buzău. De Buzău, da. Vesta venea din România, nu? Am venit cu vesta din România, dar acolo erau alte protocole. Bine, până la urmă știți cum e. Bine că a fost vesta și am putut să discutăm, a fost subiectul ridicat mai mult. Importante sunt veștile. Da, dar vesta. Deci care sunt veștile pe care le-ați adus din Ucraina? Cred că cea mai importantă este că deja președinte Zelenski se gândește la reconstrucția Ucrainei. Și acea întâlnire la care am participat era deja o oră. Am participat, dar ea a continuat după ce am plecat noi, pentru că trebuia să ne întoarcem să prindem trenul. Acesta a fost momentul în care s-a discutat despre reconstrucție pentru prima dată, a schimbat cumva retorica, a avut mesaje de la Charles Michel și de la Ursula von der Leyen de susținere a programului de reconstrucție și acolo au fost prezentate și până acum costurile pentru Ucraina. De exemplu, sunt 300.000 de familii care și-au pierdut casele în aceste 67 zile de război. Sunt șase, impactul pe care l-au calculat până acum este de 6 de miliarde de euro. Coincidență, atâta are Banca Națională a Rusiei în rezerve. Deci chiar eu coincident. Zic că Rusia ar trebui să plătească pentru acest pentru ce au stricat acolo și se pare că se meciuiesc deocamdată. 6 de miliarde în rezerve, 6 de miliarde gaură, se poate rezolva. Dar cum îi pot obliga să plătească? Bine, aici trebuie comunitatea internațională să fie unită și eu cred că este important ca Rusia să susțină costul de reconstrucție al Ucrainei. E important să plătească, dar bineînțeles că va fi și un efort al comunității internaționale. S-a vorbit foarte mult aici în România că vom încerca și noi să ne branșăm la această reconstrucție. Iar noi la radio ne-am întrebat... Se pare foarte cinic așa să te gândești la așa ceva, păi, să te branșezi la o reconstrucție. Cred că au suferit așa de mult acolo. Astea au fost declarațiile. Nu, da, mi se pare cinism. Am văzut și declarații. Am văzut și niște declarații într-un politician român. Aș fi vrut să vă duc cu discursul în altă direcție. Mă gândeam că ucrainienii o să ceară referințe, adică dacă s-a mai făcut vreun spital regional pe aici, vreo autostradă, adică nu prea avem ce arăta. Haideți să fim... Eu cred că... reconstrucția Ucrainei este responsabilitatea noastră a tuturor, a comunității internaționale și în același timp tot responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea capacitatea niciodată să lovească o altă țară așa cum a făcut-o în Ucraina. Deci este foarte important pe lângă reconstrucție să menținem sancțiunile, pentru că după 2014 au fost introduse sancțiuni și apoi au fost ridicate. Și uitați unde am ajuns. Deci este clar că trebuie să menținem sancțiunile și ele trebuie să fie din ce în ce mai dure împotriva Rusiei. Și ce privește reconstrucția, bineînțeles că aici va fi și ieri am spus că ar fi bine ca la nivelul Comisiei Europene să fie înființat un post de cu rang de comisar european care să supervizeze exact acest lucru, care să se ocupe, să se uite exact cum sunt cheltuiți acești bani care vor merge către Ucraina. Și acolo, bineînțeles, vor fi referințe și cine va putea să facă acest lucru, va face, dar nu ne putem bate joc de acești bani și Comisia Europeană trebuie să fie foarte atentă cum sunt cheltuiți acești bani. Vom ajuta Ucraina inclusiv cu arme? Am văzut declarația domnului Ciolacu, care a spus că suntem pregătiți să lucrați la legislație. Declarația mea a fost mult mai simplă. Am spus că dacă au nevoie de orice, inclusiv de arme, și decizia este luată la nivel, atunci, bineînțeles, eu o susțin. Dar aici este o decizie politică, dacă se ia. Eu am văzut că au fost o întâlnire la Rammstein,
cu 40 de reprezentanții ai statelor membre NATO și cum se va lua o decizie, se va duce. Eu spun altfel, trebuie să facem sau să folosim tot ceea ce avem noi ca să ajutăm Ucraina să câștige acest război. Noi mă refer la comunitatea internațională, nu mă refer la România aici. Este datoria noastră să-i ajutăm să câștige acest război. Pentru că dacă ei pierd acest război, vă spun că nimeni nu este în siguranță. Pe durata de la momentul începerii invaziei și până la vizita dumneavoastră în Ucraina, ați fost o clipă îngrijorat de o escaladare a conflictului și de venirea războiului și în către vest? Vă spun că nu, România este membru NATO. Și o escaladare spre România însemna o escaladare împotriva NATO. Și este clar că eu nu cred că așa ceva se va întâmpla. Dar aici, iarăși, este o lecție foarte bună pentru noi românii. Ca să intrăm în NATO, am făcut niște eforturi atunci, niște reforme. Ca să intrăm în Uniunea Europeană, am făcut niște reforme. Și toate acum vedem că au meritat. Este o lecție pentru că în fața noastră este PNRR, care este piperat cu reforme ca să luăm 30 de miliarde de euro. Numai că văd că apetitul pentru reformă scade iarăși România. Și aș vrea să ne întoarcem la exemplul acesta, NATO și UE. Atunci a fost greu adevărat, dar a meritat. Astăzi România este în cea mai bună poziție în ceea ce privește siguranța frontierelor, pentru că este membru NATO, în ceea ce privește accesul la finanțare, este membri Uniunii Europene, dar nu s-au, toate acestea s-au făcut cu niște eforturi. Și de aceea zic că pentru următorul pas, iar este să facem efort și avem două exemple foarte bune. Când ați fost în Ucraina, când v-ați așezat la masa discuțiilor cu președintele Zelenski, v-ați închinat. A fost un moment de reculegere. Okay. Înainte de, și n-am fost singur, a fost și Ruslan și încă câțiva, dar am văzut că eu mă văd cea mai bine. Era un moment de reculegere, președintele Zelenski a cerut să țină un moment de reculegere la începutul ședinței și de aceea era legat de acest lucru. Da, o ședință, vă spun, ce m-a frapat pe mine că nu a fost, și de ce mi s-a spus că trebuie să fiu la acea întâlnire, pentru că nu a fost o întâlnire oficială în care stăteam unii în fața altora, delegația României într-o parte, delegația Ucrainei, schimbam câteva lucruri oficiale și apoi făceam o poză și plecam acasă. Nu, a fost o ședință de lucru, unde s-a votat la început agenda de lucru, apoi au luat cuvântul ministrul de interne, premierul, vicepremierul, ministrul transporturilor și fiecare explica exact care sunt costurile și cum le vom face. Iarăși un detaliu important, își pun ca obiectiv să reconstruiască în 2 ani de zile ce a fost distrus. Deci gândiți-vă ce... Un obiectiv îndrăzneț. Exact, da. Cum vor să... Având în vedere că războiul totuși nu s-a terminat. Exact, de asta spun că a fost o întâlnire crucială. Pentru că a schimbat retorica și încearcă președintele Zelenski acum să schimbe retorica în mintea ucrainilor, să gândească la viitor cu optimism. Și asta am și spus în întâlnire, că mi se pare fantastic că deja vedeți cu optimism ce se întâmplă și mentalitatea asta de am câștigat războiul. Este foarte important să ai o astfel de mentalitate, pentru că altfel mergi înainte. Gândiți-vă că se bat a doua cea mai mare armată din lume și totuși au reușit să-i țină și să-i împingă de lângă Kiev și chiar să-i ducă în afară. Cum s-a părut Kievul? Cum arată Kievul zilele acestea? Ceea ce am văzut eu arăta ok. I-am fost în Kiev și astă vară. România a susținut platforma Crimea, a fost lansată astă vară, prin care președintele Zelenski atragea atenția spre faptul că în Crimea a fost luată de ruși și promitea că o va duce înapoi. Și acolo România a fost, am susținut această platformă și am reprezentat statul român și mai mult am spus, România este țara care susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Deci puteți face o comparație între cum era Kievul vara exact, trecută și cum este că, acum. Bineînțeles că era, nu era la fel de... Era mai liniștit oarecum, dar ceea ce am spus și acolo, ruine, este dezastru. Ce se întâmplă lângă, la câțiva kilometri, la 5 kilometri de Kiev, este îngrozitor. Dar spiritul oamenilor este fantastic. Am văzut oameni care mergeau la câmp și lucrau câmpul sau în grădină, lucrau în grădină, printre ruine, pe acolo, trebuie spus că sunt mine peste tot. Soldații ruși au lăsat mine peste tot, ceea ce mi se pare îngrozitor.
îngrozitor, pentru că sunt oameni care vor încerca să-și trăiască viața și au plecat și asta arată clar că a fost o operațiune îngrozitoare și murdară să pleci și să lași și mine peste tot. Acum, de aceea mergeai în anumite culoare unde n-aveai voie să treci de în anumite zone pentru că nu era în siguranță. Cu Florin Câțu suntem live și pe pagina de Facebook, puteți intra acolo și asista la discuții. Vreau să ne facem timp și pentru politică internă. Aici da? Am un set de 3 întrebări așa. Ok. Chiar mizez pe sinceritatea dumneavoastră. Înainte de a pune aceste întrebări, aș vrea să știu care e relația cu Klaus Iohannis. O relație foarte bună. Chiar și acum? Bineînțeles, întotdeauna. O relație foarte bună. Știți foarte bine că parteneriat există între Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis, un parteneriat. Și acela nu este persoana fizică, este al Partidului Național Liberal. Întrebare. Cu ce ați greșit sau ce nu ați livrat de nu mai sunteți președintele PNL? Știți cum e la fotbal, o vorbă, n-a prins paltonul. N-a să l-ați prins că a fost iarnă, dar pe următorul nu l-ați mai prins. Sau a fost un mandat de 6 luni. Știați? Nu știu, cred că e prea devreme să vorbim exact chiar foarte sincer, dar... Mai spuneți-ne, că poate facem o știre cu dumneavoastră. Până la urmă, nu. Până la urmă, cred că nu depinde de mine. Este... Am tot văzut, eu nu trebuie să explic eu, mai mult trebuie să explice colegii care au luat decizia. Mi-a dat demisia când am văzut că s-a creat un anumit val, deși s-au folosit în partid și informații false atunci când s-a încercat să strângă niște semnături. Dar peste asta trecem. Există această obsesie ca puterea este la premier și bineînțeles că premierul trebuie să fie președinte partidului. Și aici înțeleg că asta a fost una dintre explicații. Este ok, nu au problemă, dar problema este că asta funcționează atunci când ești sigur că ai un premier 4 ani de zile. M-am uitat pentru un pic... că apoi apar și alte probleme. O secundă. M-am uitat un pic pe lista de evenimente întâmplate cât ați fost dumneavoastră președintele PNL-ului. Și n-am găsit altceva decât aducerea PSD-ului la putere. Deci cât ați fost dumneavoastră președinte la PNL, da, la capitolul Palmares, ați adus PSD-ul la putere. Politic vorbiți. Politic. Da și nu. Atunci a fost iarăși complicat. Vreau să vă aduc aminte că eu am încercat să fac USR-ul, să refac totul cu USR-ul și chiar eu am fost cel care s-a dus și a pus cenușe în cap și i-am avut la discuție, am ieșit optimist după primele discuții cu ei. Pentru mine, cu PSD-ul, am spus că a fost un compromis, nu era ceva ce era natural și poate că și de aceea lucrurile nu au funcționat până la urmă și de aceea eu au trebuit să fac un pas natural, pentru că nu era... Pentru mine această coaliție nu e naturală. Nu cred că după ce am venit la guvernare în 2019 și am corectat 3 ani de măsuri total anti-economice și anti-români, putem acum să stăm la masă cu aceiași oameni și să credem că nu vor fi la fel. Și deja am câteva exemple că mergem în aceeași direcție, dar este o decizie a conducerii Partidului Național Liberal. Sunt sigur că își vor asuma rezultatele la final, pentru că așa se face. Eu am considerat că nu pot să fiu în această coaliție cu PSD-ul, pentru că mi se părea că orice măsură venea din partea Partidului Național Liberal nu era susținută. Și repet, în ultimii 5 ani de zile, Partidul Național Liberal a fost cel care a livrat și creșterea economică, a livrat și venituri la buget și a eliminat și taxe. Nu Partidul Social Democrat. Deci dacă cineva avea ascendent în ceea ce privește modul în care administrezi o economie în criză, era Partidul Național Liberal. Și totuși, cumva, în această coaliție, orice măsură venea din Partidul Național Liberal sau din partea mea era sabotată. Și atunci, bineînțeles, am conducerea Partidul Național Liberal care susține această coaliție și aceste măsuri ale PSD-ului și a asumat, bineînțeles, și rezultatele unei coaliții cu PSD-ul și efectele în economie și la final vom trage linie. Deci, din punct de vedere personal, dacă ar fi să trageți acum linie, era mai bine cu USR sau cu PSD? Era complicat cu USR. Zvăpăiați ăia. Era complicat cu USR. Cred că și eu și USR am învățat câteva lucruri. Cred că a doua oară o să facem mai bine amândoi, dar e normal. Eu cred că dacă nu, în primul rând, dacă nu încerci și nu greșești și n-ai puterea să o iei din nou de la capăt, nu poți să spui deci, că mergi ați mai înainte. Face încă o dată coaliție cu USR-ul? Eu cred că acolo este dreapta
sau românii au arătat că doresc dreapta la putere. Votul din 2020 a arătat clar că dreapta este majoritară și că vor dreapta la putere. Acum e clar că maturitatea politică poate și la unii și la alții nu era la cele mai înalte cote. Acum este altceva. Dar am învățat din vă spun că am învățat din această experiență. Eu am învățat foarte mult, de aceea m-am dus la USR. Să refac coaliția. Eu sper că și USR a învățat și poate, nu știu, în viitorul apropiat vom putea din nou să le dați întâlnire. Gândiți-vă că 2021 a fost un an, din punct de vedere economic, peste așteptările tuturor. Cu veniturile la buget mult mai mari decât estimate, așa am putut să avem bani pentru plata facturilor în iarnă, cu creșterea economică care iarăși a fost mult peste așteptări. Big time, cum ziceți dumneavoastră. Și a fost big time. Dar e adevărat, politic nu am gestionat lucrurile așa cum ar fi trebuit și până la urmă rezultatul nu a fost acela. Orice este posibil, asta. Am înțeles. Când erați prim-ministru, vorbeați despre o revenire în V a economiei. Putem vorbi dar a de... fost așa. Putem nu vorbi... mai vorbeam, așa am a și fost. Livrat. Va fi o revenire în V și a lui Florin Câțu în politică? Eu am spus acum câteva secunde. Încerci, greșești și dacă ai puterea să te ridici, bineînțeles... Aveți puterea? Eu da, am puterea. Până la urmă, nu depinde doar de mine. Depinde și ce vor românii. Dacă românii vor inflație, dobânzi, poate și taxe, bineînțeles că nu. O să pot să revin pentru că nu este un mediu în care eu pot să activez foarte bine. Dar dacă românii vor locuri de muncă bine plătite, să nu aibă taxe și să aibă creștere economică, și reforme, pentru că nu e vorba de reforme, de un sistem de pensii sustenabil, de reforma salarizării în care salariile în sectorul bugetar sunt legate de performanță, o reformă a administrației, așa cum a făcut la Ministerul Finanțelor, dar după aia a fost reversată. Dacă vor aceste lucruri, bineînțeles că voi reveni în politică. O întrebare. Bine, sunt în politică, voi reveni la vârf, trebuie să spuneți că sunt sunteți și la vârf, că sunteți și da, voi reveni în executiv la un moment dat. Invariabil dumneavoastră discutați despre economie, despre locuri de muncă, finanțe. Ceea ce interesează pe români, să știți. La momentul când ați ajuns premierul României, ne-a fost prezentată această carte de vizită, că sunteți specialist în economie și în finanțe. Da. Acum la domnul Ciucă, pentru că dumneavoastră îl cunoașteți mai bine decât noi. Nu, să știți că nu am cam ca și... Aș vrea să știu care e zona de expertiză a actualului premier și a actualului lider PNL? Adică pe ce criterii de performanță sau unde se mizează că va acționa? Ce am înțeles eu, să știți că am fost și eu la congres acolo și din ce am înțeles e... Nu se mai vrea gâlceava, am înțeles că ăsta era cuvântul. Ceea ce eu, de exemplu, când spuneam că nu este ok să ierzi datoriile companiilor de stat 100 milioane de lei, de exemplu, și apoi să te duci să-i bagi la pușcărie pe antreprenori pentru că nu au plătit niște contribuții, nu mi se pare normal acest lucru, era văzută ca o gâlceavă și că aveam ceva cu cineva. Deci cred că asta este, de fapt, să elimine această gâlceavă, am înțeles la congres acest lucru, la acel congres extraordinar. Vom vedea care sunt performanțele. Până la urmă, toți avem la final, când tragi linie, te uiți la ce s-a întâmplat. Și eu sunt mândru de ce am făcut în acei doi ani și Ministerul Finanțelor și am gestionat în criza în guvernul PNL, guvern minoritar, deși toată lumea striga de pe margine că vom arunca țara în aer, va fi foame, te țineți minte, sărăcie și așa mai departe. Și n-a fost așa. România a avut cele mai bune performanțe și anul trecut când am terminat un deficit bugetat de 4,7. Lucrurile acestea rămân. Ce va fi, vom vedea și atunci vom putea să și vedem performanțele. Noi o să vă mai așteptăm aici în emisiune. Vă mulțumim pentru astăzi. La final, pentru că ați pomenit baza Rammstein puțin mai devreme. Ascultați? Ascultați? Bineînțeles, bineînțeles. Okay, deci da. Foarte bine. Și vine o vară puternică cu Slipknot, Iron Maiden. Sunt mai multe mergeți la concerte? Bineînțeles, la bineînțeles. Da, da, toată că domnul Câțu are umor. Vreau să-i arăt tricoul. Sper că e cu Superman. Așa vezi, bravo. Să știi că am primit mai multe cu Superman. Aș mai avea eu o întrebare pe final. Dacă mâine ar fi alegerile prezidențiale, cine ar fi candidatul PNL? Asta așa de mulți candidați la PNL. Vreau să văd o luptă internă. Ar fi bine ca Partidul Național Liberal să aibă un fel de primaries pentru președinția României și în același timp vreau ca PNL să dea în continuare președinte României. O folosesc un termen în engleză. Pentru Florin Câțu, care post este suitable? Ăsta actual de la Senat, care e mai degrabă un pivot politic, dacă vreți?
fac și sau unul de executiv, de guvernare? Unde vă în vedeți? În politică voi accepta orice poziție în care poți să-i ajut pe români. De asta intri în politică, nu intri pentru tine. Intri pentru români. Și aici de la Senat, dacă eu pot să-i ajut pe români reprezentându-i în alte țări și ducând mai departe agenda României, asta voi face. Voi fi în altă poziție și de acolo voi reprezenta pe români. Atâta timp cât sunt în politică, asta voi face. Când ies din politică, bineînțeles că mă gândesc la mine. De ajutorie nevoie, slavă Domnului, dacă ne uităm asta un pic la facturi.